am primit o fotografie extraordinară în același decor idilic de toamnă, cu frunzele căzute și evident nimeni nu se gândește să curețe frunzele. Nu știm de ce nimeni nu ia această inițiativă. Cred că ar trebui o taxă, știi? Mă gândesc că ar trebui o taxă pentru toți influencerii sau toate persoanele care doresc să se pozeze în frunze, după ce se pozează în ele, să le strângă. Să le pună într-un sac și cine vine după aia, dacă vrea să pozeze din nou în frunze, să le înșire și după aceea să le strângă la loc. Ce spuneți de chestia asta? Am avea și noi parcuri curate. Este clar că nu putem lăsa asta în sarcina primărilor. Dacă este ceva care este echivalentul ochelarilor de soare purtați pe cap, acela este băutul de cafea din pahar, din plastic sau din hârtie. Este ok să faci asta atunci când ești în mașină, te grăbești sau ești undeva la filmări, dar nu este ok să o faci în parc. Adică de ce ai bea o cafea în parc? În fond poți să o bei acasă înainte să pleci sau poți să o bei când te întorci. Nu este absolut deloc necesar să te cari cu cafeaua după tine. Cu atât mai puțin să pozezi. Acum, utilitatea genții este un lucru care în continuare îmi scapă și am mai vorbit despre lucrul ăsta și cumva nu înțeleg de ce simțiți voi să purtați geanta atunci când mergeți în natură. Mă șochează faptul că știți să alegeți încălțămintea corectă, ceva foarte comod, fără tocuri înalte, dar în același timp vă poticniți la geantă. În cazul de față avem și o asortare over the top a puloverului cu geanta. Aș spune că nu înțeleg eu, dar de fapt cred că nu înțelege nimeni. Pandantifele acestea cu litere care reprezintă numele vostru sau cu desene care sunt universale, aducătoare de noroc și așa mai departe, nu sunt neapărat cea mai bună alegere decât dacă vreți să le purtați pe piele. Dacă purtați un sacou cu o tăietură foarte adâncă, atunci este ok, cu un decolteu foarte adânc. Dacă încercați să le puneți peste lucruri, automat ele nu vor mai arăta la fel de bine și vor părea trântite pur și simplu acolo fără un scop anume. Machiajul atunci când mergeți la ieșire în natură trebuie să fie unul natural. Părul poate să fie oricât de coafat, însă machiajul este un accent care nu trebuie absolut niciodată exagerat. Este foarte simplu, nu vreți să arătați de parcă ați venit de la botez și v-ați pozat a doua zi într-un parc. Nu este cazul tău. Tu ești o fată foarte frumoasă, se vede că ești foarte îngrijită și că acorzi o foarte mare atenție detaliilor. Ce îți propun eu pe viitor este să porți o salopetă military style cu o pereche de bocanci. Să-ți faci părul cât de excentric vrei tu, iar singurul accent să fie o dungă de tuș la ochi. Nota mea pentru tine este 4,7. Cu puțin efort ajunge la 8. Motivul pentru care nu ne facem fotografii de acest tip este acela că atunci când exagerăm unghiul, piciorul devine mai mare decât capul. Am crezut că am fost extrem de clară când am spus aceste lucruri și că, fizic, piciorul nu trebuie să fie mai mare decât capul unei persoane. Îmi place ținuta pe care o porți, mi se pare fresh, îmi place că porți ochelari, îmi place că nu-i porți pe cap, îmi place că porți un outfit all denim și îmi place că porți pantofi sport. Pantofii sport au devenit foarte subestimați și, din păcate, foarte puține fete până în 25 de ani îi poartă, nu înțeleg de ce. Este extrem de cool și expresia supremă a luxului să nu umbrați ca niște țoape cocoțate pe tocuri toată ziua, de la ora 8 dimineața până la ora 8 seara. Atenție la accesorizare, cureaua neagră nu are ce căuta în această ecuație. În rest, totul este bine, păstrează ce faci, ești pe drumul cel bun. Dacă dorești fotografii și mai relevante, încearcă să vezi ce mașini sunt parcate în spatele tău atunci când îți alegi fotografiile. Sau dacă vrei să fii cumva într-o zonă foarte urbană, încearcă ca felul în care pozezi să fie ceva mai natural, mai agresiv, mai expresiv din punct de vedere expresii faciale. Dar îmi place de tine și îmi place ținuta ta. Nota mea pentru tine astăzi este 7,3. Spuneți cu mine: borsetă. Nu toate gențile sunt făcute ca să le purtați în bandulieră și nici nu arată bine, mai ales cu boschetele acelea din spatele călcâiului. Adică de ce ai face așa ceva? Apreciez faptul că mi-ai trimis o ținută. Nu știu sigur dacă mi-ai trimis o glumă, sper. Niciodată o fată cu forme frumoase ca tine nu ar trebui să-și secționeze corpul atât de mult. Nu ar trebui să ai acea curea în talie, nu ar trebui să ai acea închidere a jachetei aici sau ar fi trebuit să o ții deschisă. Nu ar fi trebuit să alegi o rochie nud în acest context și mai ales o botină care îți taie piciorul. Pentru tine opțiunile sunt simple. Tu trebuie să porți bej, alb și all black. Dacă vrei să exagerezi cu printurile, o poți face, firește. Nu este absolut nicio problemă. Dar nu încerca să întretai nuanțe foarte deschise cu nuanțe închise. Lucrul ăsta nu va face decât să îți accentueze anumite zone inutil.
Până la urmă, intenția este să pari zveltă. Asta nu înseamnă slabă, nu înseamnă înaltă. Înseamnă doar zvelt. Îmi place că nu porți machiaj. Aș reveni la culoarea ta inițială de păr. Nu știu de ce am senzația că tu ești vopsită acum și mi-ar plăcea o nuanță puțin mai caldă pentru tine. Mi-ar plăcea să ai părul mai scurt, te-ar pune mult mai bine în valoare. Și din punct de vedere accesorizare, da, acolo este cu adevărat munca cea mai grea. Dacă vrei să porți ceva micuț, poartă o borsetă. Dacă vrei să porți o geantă mai mare, poartă o poșetă. Nota mea pentru tine, Andreea, este 3. Cumva îmi place mult această imagine, în afară de partea pe care am acoperit-o noi cu floricică, nu mai trimiteți, nu încurajăm consumul de băuturi alcoolice și nici fumatul. Da, îmi place pentru că este un machiaj extravagant, dar în același timp este o atitudine foarte jumanfișistă. Îmi place povestea asta și îmi place că e puțin, are puțin praf. Puțin praf este necesar întotdeauna când vrei să ai o fotografie care exprimă. Fotografia în sine iarăși este foarte bine realizată, dar asta nu este chiar un considerent aici, pentru că noi nu punctăm asta. Ce punctăm, în schimb, este asortarea corectă a pantofului la acel pantalon și la acea cămașă. Cămașa este praful de care vă spuneam, pentru că este un pic mototolită, este un pic forjată, se vede că e lucrată, că a fost purtată, că s-a făcut ceva cu ea și că trăiește prin povestea asta. Foarte 90s, dar într-un stil foarte bun. Un pic de Gwen Stefani acolo, foarte puțin. Un pic de Dita prin alegerea pantofului. Îmi place pantoful cu dantelă, foarte sexy, miau. Dacă ai vrea, în schimb, să porți această ținută pe stradă, îți va trebui un blazer care va trebui să fie suficient de structurat pentru a-ți da volum în zona umerilor, suficient de lung pentru a trece de șolduri și suficient de purtat și el pentru a se integra în ținută. O piesă scurtă sau închisă la un nasture ar fi dezastruoasă în acest caz. Eu n-am de unde să știu ce ai purtat tu pe stradă pentru că nu văd aici, dar îmi imaginez că ai purtat un sacou oversized masculin. Și pentru că sunt atât de generoasă astăzi, îți voi oferi un trofeu. Wow! Atunci când ești o fată superbă, tânără, minunată, ai și inspirație stilistică, în sensul în care îți pui o cămașă albă cu o pereche de pantaloni bej, nu te machiezi foarte mult, nu accesorizezi prea mult, totul este minunat, frumos, clean ce faci, îți strântești o haină neagră ca să pari de 45 de ani. Da, asta este rețeta sigură dacă vrei să dai greș. Adică de ce nu ți-ai trânti o haină neagră cu o geantă neagră de doamnă atunci când arăți fantastic? De ce? E mult mai simplu să vă opriți la o haină camel. Mult mai simplu, o veți putea integra în orice ținută. Vă duce în zona voastră de vârstă. Nu vă face să păreți mai bătrână decât sunteți. Aceste haine negre se pot purta doar la negru. Sau dacă sunt ceva cu adevărat deosebit, dintr-un material extrem de luxos, le poți integra la o ținută transparentă. Și cam aici moare totul cu aceste haine. Niciodată nu vrei să arăți ca fata frumoasă care a luat jacheta pe care o poartă mama la serviciu. Cam așa te îmbraci la birou. Adică de ce te-ai îmbrăca așa dacă tu nu lucrezi la bancă sau dacă nu ești în momentul ăla într-o bancă? Pentru că ai o ținută fantastică pe dedesubt, extrem de simplă, dar extrem de greu de construit. Pentru că până la urmă este greu să știi să te oprești unde este necesar. Așa și tu. Ca să arăți de $1,000,000, trebuie doar să nu pui lucruri care te îmbătrânesc sau care îți cad valoarea. Este extrem de simplu și asta nu are niciun fel de legătură cu banii pe care îi dai pe o ținută. Nota mea pentru tine este 6,2. Știu, sunt indulgentă, dar trebuie să recunosc că văd acolo un potențial. Aștept să mi-l confirm. Crisu, ai o ținută foarte curată, îmi place, este și pe zona ta de rebel, te văd. Toți aveți la o anumită vârstă această perioadă cu părul în ochi. Mai e o chestie, acum se numește fluffy hair sau cumva. În fine, arată bine, nu mă deranjează, îmi place că ai știut unde să te oprești, îmi place jeansul pe care îl porți, îmi place că nu ai curea, îmi place că ai expus acel triunghi, este ceva foarte sexy, fără a fi vulgar, atenție, și îmi place că ai ceva pufos, nu știu dacă este ceva din blană sintetică sau pur și simplu foarte pufos, dar îmi place foarte mult cum arată. Până la urmă, nu este greu să faci o ținută de nota 10. Este chiar un lucru extraordinar de simplu dacă știi unde să te oprești. Încălțămintea este exact contrapunctul de care avea nevoie această ținută. Puteai să faci și mai bine în sensul în care ai fi putut să alegi o pereche de bocanci din punctul meu de vedere, dar hei, tot este cool ce ai făcut acolo. Exact asta este, nu? Este o poșetă. Ai simțit nevoia să pui o poșetă. Când voiam să dau un 10, ai trântit tu o poșețică. 8,5.